Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este profesorul Teodor Cârnaț, doctor habilitat în drept. Domnule profesor, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiuni. Bună seara, Gheorghe, și chiar o întrebare. De ce m-a invitat pe mine și de ce acum? A fost destul de riscant pentru că v-ați anunțat intenția de a candida, dar eu nu v-am invitat drept candidat sau potențial candidat la șefia capitalei. Ci pentru că, după 2 ani de discuții despre reforma justiției, parc tema asta se epuizează. Pentru că parcă parc o reformată, bun, acolo mai apareau niște idei, deci că, o, o, minoritate din justiție se opune, opune, rezistență, dar parcă deja nimeni nu mai acorda atenția. Și când încolo mai apar niște știri care au șocat, și de asta trebuie să schimb cineva priceput în justiție justiției ca să ne explice și noi ce se întâmplă. Atunci, de fapt. mulțumesc pentru invitație, Dar până atunci vreau să începem cu ceva foarte bun pentru popor. Astăzi domnul prim-ministru a avut o ieșire la presă și a anunțat despre programul Spor pentru Moldova. Este vorba că guvernul nostru a găsit 13 miliarde de lei și banii vor merge peste toate și peste tot. Sau 1,3 miliarde, pardon. 170 de mii de moldoveni vor beneficia. Dați-mi voi, eu aici mi-am Salvat. Așadar, uh, spor pentru sănătate, plus 15% pentru 48.000 de medici, cadre medicale, 5.000 de lei pentru toate cadrele didactice, plus 3.000 de lei pentru toate cadrele non-didactice, uh, majorare salariu cu 25% pentru personal artistic, spor de 100 de milioane de lei pentru drumuri europene. Spor pentru dezvoltare regională, 300 de milioane. Spor pentru agricultură, 100 de milioane. Spor pentru salvatori, polițiști și carabinieri, 5.000 de lei pentru 10.000 de oameni. 352 de milioane de lei pentru achitarea facturilor la căldură și energie electrică. Domnul profesor, în sfârșit au venit vremurile bune sau vin alegerile? Aceasta se numește corupere politică. Dacă unele partide așa cum defunctul partidul Șor cumpăra alegătorii sau se presupunea sau nu s-a demonstrat, dar vom vedea, de că prin acele cadouri electorale noi vedem cei care se află la bugetul statului atunci când au loc alegerile locale, viitoare alegeri prezidențiale, aceasta este coruperea electoratului, fiindcă prin banii bugetului tu aduci anumite sporuri. Bine ar fi fost dacă guvernarea ar reforma în general sistemul salarizării în domeniul public și ar merge pe varianta următoare, care am propus-o o singură dată, fără indemnizație, fără sporuri. Dar în felul următor, cel mai mare salariu de Republica Moldova, la stat să aibă președinte Republicii Moldova. Și în descreștere, până la cel mai mic funcționar din administrația publică locală, se se raporteze la salariul președintelui. Și directorul de întreprinderi de stat, la fel să aibă un salariu mai mic ca președinte. Președința a 100 de procente, în rest, în descreștere și noi nu mai va avea pe viitor sporul de acestea când prim-ministru Dite mai spune că uitați-vă, noi vă dăm bani, înseamnă noi am găsit bani de la buget și noi vă alucăm acești bani către anumite categorii de funcționari din administrația publică centrală, către anumite categorii de profesori sau medici cu scopul de a-i corupe și în cele de urmă să acorde un vot. Dacă aceste sporuri ar fi fost permanente, hmm. adică nu de la lună sau de la an sau o dată în patru ani, atunci eu ar spune că bravo, uitați-vă că guvernarea a ridicat salarele. Dar acestea sunt de o singură dată. De aceea ajung la concluzia că nu mi trebuie să reformăm sistemul salarizării în domeniul public, pornind de la un anumit sistem președinte cel mai mult până la cel mai mic din administrația publică locală. Partea bună este că avem trei ani electorale, la anul avem prezidențiale, în 2025 parlamentare, deci bugetarea trebui să aștepte la sporuri și anul viitor și peste un an. Uitați-vă că cu astfel de sporuri mai toate guvernările mergeau. Și democrații, și socialiști împreună cu șor, dita mai acum și pasul, ceea ce înseamnă că în rusă hatele să-ți partii, partii, palocil să căpăsesc, da? Nu se deosebește prin nimic. Pasul de democrați, de comuniști de socialiști sau de partid ușor. Aceleași gândire, aceleași consilieri, că moldovenii care se află la pragul sărăciei ei pot corupe în pragul alegerilor, atât locale, prezidențiale și peste 2 ani de zile, mai puțin de 2 ani zile vor fi cele parlamentare. Da, am vrut să încep pozitiv, dar cred că a fost mai da Așa este, așa e, cum e politica, așa și concluziile. Așa. Um, haideți la cel ce s-a întâmplat săptămâna trecută, tare multe au fost, da, multe de tot. Pe rând, doi deputați au fost luați pe sus și arestați. Doamna Irina Lozovan, 30 de zile de arest acasă, domnul Alexandru Nesterovski, 30 de zile în arest în penitenciarul 13, probabil, sau ce ne nu mai știu. Acești doi parlamentari, amintim telespectatorilor, au fost membri ai Partidului Socialiștilor. La un moment dat au decis că ei nu mai gândesc în minte socialistă și au zis că părăsesc. Și au creat Partidul Renașterii, despre care se știe că e apropiat lui Ilan Șor. Oamenii sunt acuzați de finanțări ilegale. Noi asistăm aici la un război continuu dintre stat și partidul defunct Șor sau gruparea Shor. Sau de data asta statul nu vrea să mai admită că alegerile să așoare murdar cu bani murdari, veniți ilegal prin contrabandă și cum știi cum o Uitați-vă că anterior tot am început de la bani. Numai că cei care se află la guvernare iau banii de la buget pentru a-și face campanie electorală, dar aici noi vedem că unele persoane sunt bănuite că sunt finanțate de reprezentantul sau de șef, fostul șef al partidului Șor. Eu sunt de părerea că nu e bine ca să facem justiție selectivă. Fiindcă în locul unui Sterovski Lozovan, pe parcursul istoriei Republicii Moldova în domeniul parlamentarismului, au existat foarte și foarte multe cazuri. Ne ducem noi aminte când a plecat de la Partidul Comuniștilor mai într-o seară vreo 15 deputați acei 15 deputați de către Dumnezeu să o ierte o, o deputată i-a acuzat că n-au plecat de bunăvoie, dar au plecat contra anumite sume. Uitați-vă că acele dosare, până la urmă, nu știu cu ce s-au terminat. Nu au fost clasate. Vedeți? Nu știm cu ce s-a terminat. Nu știm numai că s-au intentat, dar nimeni aproximativ n-a pus pus în, 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 la, sau n au fost informați că dosarele respective au fost clasate din lipsa unei componențe de infracțiuni. Dacă nu mă înșel, chiar la dumneavoastră emisiune a fost domnul Niche Forciuc, care a spus în felul următor, m-au învinuit. Eu am demonstrat și în cele de urmă, în raport cu mine, dosarul respectiv a fost clasat. Așa urmă așa. De aceea, dacă noi facem o retrospectivă, atunci s-ar putea ca o parte din actualii parlamentari să fie pe banca acuzaților, ca al de Nesterovski sau ca al de Lozovan. Fiindcă, unii au părăsit, poate binevol, poate datorită ideologiei, unele partide politice, dar vedeți că procuratura în raport cu acele persoane nu au găsit componență de infracțiuni. Dar acum, uitați-vă, când suntem în prag de alegeri, generale locale, vine în mai în Parlamentul Republicii Moldova și ca să arate așa, uitați-vă, noi ne luptăm cu corupția și cu banii mordari, noi întemptăm dosare penale, dar până la urmă, nu se știe cu ce, va fi, cu ce se vor finaliza. Punctul meu de vedere sunt de părerea că era binevenit ca astfel de acțiuni sau cel de, astfel de maschi show erau de așteptat. Așteptăm să treacă alegerile locale sau, din contra, dacă tu îi prinde în flagrant cu anumite sume de bani, precum că au fost luați pentru finanțare 1, 2, 3, 4, 5, am instrumentat dosarul negru pe alb, anume pe această componență de infracțiuni. În, în caz contrar, noi ne vom pomeni că, ca, ca și pe dosarele anterioare, am intentat, am speriat publicul, i l-am discreditat pe persoane, dar finalizarea noi nu o cunoaștem. Deci eu cred că aceasta mai mult este un fel de răzbunare din partea pasului în raport cu șor sau în raport cu elementele sau rămășițele partidului șor. La fel este o răzbunare din partea foștilor colegi din cadrul Partidului Socialiștilor fiindcă trebuie să aducem aminte telespectatorul că însă șeful partidului Dodon, el tot a fost un fugar la Partidul Comuniștilor de Republica Moldova. Și atunci se vehiculau nu sume mici, mai ales când s-a votat ex-președinte Republicii Moldova, Timofte. Dar uitați-vă că nimeni nu-și aduce aminte de aceste, de aceste, momente și nimeni nu-și aduce aminte sau nu strigă în gura mare hai să intentăm dosare penale, fiindcă cineva spune că s-a săvârșit anumite infracțiuni și atunci. De aceea, dacă foștii colegi din blat socialiști, cât și cu actuala putere, în, pre de, în prezent sunt în tandem, fiindcă atât socialiștii cât și puterea sunt geloși în raport cu elementele ce au rămas la Partidul ușor. Fiindcă dacă sunt geloși și îi spun că noi vom lupta cu aceste elemente ale Partidului ușor, o parte din electoral se vor reorienta către Partidul Socialiștilor, iar o parte mm. se vor reorienta către PAS. La în generale locale. Și dacă noi intentăm dosare penale în plină campanie electorală, atunci altă explicație pentru mine decât o răzbunare politică nu există. Fiindcă putea să o facă până la, fiindcă avea o informație, putea să o facă după. Și dacă prindeau un flagrant cu banii, atunci putea să fie intentate dosare penale concret către o persoană, două, trei. De ce eu cred că socialiștii cu și sau, pasiștii sau cei de la pas în prezent au lucrat mână la mână și au spus dacă noi facem această lovitură, atunci s-ar putea ca noi să bulversăm electoratul o, o, sau partidului șor sau fostului partid șor și în cea de urmă s-ar putea să orienteze e socialist sau către pas. Rămânem, domnul profesor, la <coughs> șor. Mhm. Mm este o formațiune nouă, se cheamă șansă. Este condusă de către jurnalistul Alexei Lungu. Da, știu. Uh, și din start a văzut el ce înseamnă politică moldovenească. Eu vreau să vă întreb dacă nu vă apară amuzante alertele aia cu bombă care au loc în uh, sediul formațiunii, care a fost a PD-ului, apropo. De deci, ce amuzante? Pentru că oamenii când din clădiri sunt opriți de polițiști și rugați să documenteze, da? O să spună cum îi cheamă, să arate buletinul. Eu am vorbit și cu alții invitați. Eu știu că în mod normal dacă m-ar suna poliția și-a spune că la tine în casă probabil este o bombă, eu aș fugi, eu aș alerga. Dar nu m-aș opri la intrare, să prezint timp? La vremuri noi, metode vechi? Eu am spus de la bun început sau <coughs> din debutul emisiunii că pasul prin nimic nu se trebuiește de Partidul Comuniștilor, fiindcă, din punct de vedere istoric, când a fost ocupată, dacă nu mă înșel, un post de radio care era sub sau în proprietatea Consiliului Municipal, în trecutul nu prea îndepărtat, uh -huh. știți ce a spus atunci, Un era domnul State dacă nu mă înșel, șef, Vasile State, șef la cel pozitiv de, de radio, a spus că este o bombă în sediu. Noi pe atunci eram la comitetul Helsinki și ne-am dus să monitorizăm că într-adevăr este o bombă acolo. Scopul era să scoate pe toți angajații din sediu, și în cele de urmă să-i pune sigiliu că aici nu intrați. Și după aceea n-a mai intrat nimeni în acel post de radio. Sau în sediu acestui post de radio. La fel, noi am avut probleme cu anume cu amenințări cu bombe, etc., etc., atunci când erau organizate diferite concursuri, concursuri la funcție de judecător la Curtea Constituțională. Mi-aduc aminte, 2015, în prezent, era concursul la judecătorul Curții Constituționale, iau, scriem, așa, avem vreo 8 pagini și la un moment dat spune că în Guvernul Republicii Moldova este o bombă, și cei care au organizat acest concurs, eu am spus în felul următor, petrecesc concursul în baza actelor sau în baza ceea ce am reușit să scrim până acum. N-au acceptat. Au spus că din nou facem concurs la funcție de judecător la Curtea Constituțională. La fel avem exemple cu bombe câte vreți aici. De ce aveți dreptate? Și care au fost mai degrabă scopul acestei alerte cu bombă? De a reține, de a vedea cine sunt membri și în cele de urmă se treacă prin purgatoriu Sisului și se intimideze. Mi-aduc în aminte acum 2007, dacă nu mă înșel, Vlad Felate și organiza Partidul Liberal Democrat. Și atunci comuniștii au organizat și așa o, o vânătoare față de membrii Partidul Liberal Democrat, cum i-au aderat la acest partid. Și Vlad Filat atunci s-a adresat la mine către director executiv la Comitetul Helsinki, și a spus în felul următor. Domnul cărnați, sunteți unică organizație de opoziție veritabilă în care avem încredere. De aceea verificați în ce măsură sunt respectate drepturile membru de partid în procuratură când sunt chemați ca să dea anumite depoziții. Pe atunci a făcut un raport pe vreo 20 de pagini și pe de mie, cu Vlad Felat la a folosit al cât organisme internaționale să arată că uitați-vă, membrii pe sunt intimidați, uitați-vă raportul uh, scris de către Comitetul Hesnic pentru dreptul lumii, că într-adevăr erau chemați, intimidați, puși pe genunchi să dăie, spui, să sănătura în picioare, într-o parte. Mai mult ca atât, erau interogați de unii practicieni care nu aveau nici înclin nici în mâine cu intentarea sau cu instrumentarea unor dosare penale. Pe atunci a făcut o treabă foarte bună pentru democrație. De aceea, uitați-vă, metodele pe care le utilizează în prezent poliția, cât și puterea, sunt de mult de acum verificate în timp. Și dacă Alexei Lungu la care am fost mai multe emisiuni, el a trecut prin acest purgatoriu sau prin această călire în raport cu puterea, cred că pe viitor trebuie să aștepte la mai mult, la mai dur, fiindcă acei membri care au dorit să adere la Partidul Șansa, pe viitor vor fi ba telefonați, ba intimidați, ba vă spune că vezi unii lucrezi, va vezi unii soția lucrează, s-ar putea să piardă locul de muncă, Fiindcă puterea cu așa instrumente lucrează. Cum credeți, domnul Gonța, ne construim o democrație în Republica Moldova? Eu am impresia că nu mergem în regres. Am impresia că noi e numai pentru o fațadă, spunem, stat de drept democratic, dar e, instrumentele pe care le utilizează sunt elemente a unui stat dictatorial, elemente a unui stat polițienesc, care nu are nicio legătură cu drepturile omului și nu are nicio legătură cu democrația. Dacă ceea ce se face acum, se face așa acum 10 sau 15 ani, cum crezi că nu o să facem o emisiune peste 5 ani, în anul 2028, noi vom discuta exact aceleași subiecte, doar cu denumiri de partide diferite și lideri noi? Chiar, parcă vă, vă uitați în, în apă, v-ați uitat în apă. Uitați-vă, chiar 10 ani în urmă, fix această emisiune putea să fie. Registrată și acum a pus pe post, numai că schimbăm puțin, puțin personaje. Nu Alexei Lungu, putea să fie atunci altcineva, putea să fie Urytu, sau putea să fie Gonța, sau putea să fie Renato Satu, sau Maia Sandu. Hai să facem o retrospectivă în, 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 timp. Veți vedea că cu nimic nu s-a schimbat. de aceea sunt sigur că pe două, pe 2000 sau în 2028, dacă această emisiune cineva o va privi, va spune, uitați-vă, băi, cu nimic nu s-a schimbat a Republica Moldova. Dar eu nu vreau să cred în asta, Gheorghe. Nu vreau să cred în asta, fiindcă eu cresc copii la mine acasă, la mine în țara mea. Eu nu vreau copiii mei să uh, ia valiză și spune, tată, la revedere, ce nu, din niciun caz. De aceea eu sunt activ, proactiv, de aceea și mă implic, de aceea și vin la emisiuni, să schimb lucrurile, ca cei ce e scris în lege, aceea să fie de facto de către autoritățile publice. Revenim la actualitate, la cea de săptămâna trecută, mai exact. Pe sus a fost luat și un candidat al, al, al Ligii Orașului și Comunelor, domnul Bagas, cam aceleași acuzații. Această, acest partid, miș, această mișcare politică, parcă nu era suspectată anterior de, care avea vreo nuntă sau că ar fi verișori cu cei din Partidul Șor. Asta nu v-a uimit ridicarea pe sus a domnului Bagas? Sau poate știți ceva ce nu s-a mai Nu, în chiar m-a uimit, fiindcă chiar și unii e, candidați la funcția de primar vorbeam, se gândeau ca să se adreseze către domnul Bagas, e, ca e, cumva să-i dea platformă să-și înainteze candidatura la funcția de primar și de consilieri. Mm. Chiar și votase că este o unică formație politică care de la, de, de la inferior, adică de la primar, de la consilier locali, merge spre centru. De aceea, când a fost ridicat domnul Bagas, e greu de spus ce se va demonstra în cadrul măririi plenale, dar cert este că lucrul acesta s-a făcut în cadrul campaniei electorale. Și dacă organele de urmărire penale vor avea anumite dovezi la capitolul dat că sunt finanțe, finanțări străine, s-ar putea să intervine pro. Dar dacă a fost scopul să scoată din curse, fiindcă datorită ratingului pe care îl avea, atunci aceasta este o lovitură în democrație. Însă, uitați-vă ce au făcut lucrurile, puterea. Au decapitat partidul în cadrul campaniei electorale, au decapitat și ca rezultat o formațiune politică care este o parte a poporului, fără liderul politic, se vor gândi să se lanceze în cadrul campaniei electorale sau să nu se se lanseze. Și ca rezultat e scos de pe arena politică un concurent electoral. Și în cadrul Constituției se menționează acele partide care luptă împotriva pluralismului sau pluripartitismului, ele pot fi declarate neconstituționale. Și uitați-vă pasul care în prezent se află la putere, a dat dovadă că luptă sau a fost scos din curs electorală un concurent partid ușor. De acum uitați-vă că îl decapitează pe un lider a unui partid, Bagas, la fel, intentează dosare penale față de Nisterovski, față de Nozovan, tot în cadrul campaniei electorale. Scopul, parcă, sau, știți așa, ca rezultat, ca rezultat, parcă e scos din curs electorale unii subiecti care au dreptul să-și înainteze candidații la funcția de primar sau de consilieri. Dar aceasta este o lovitură în pluralism, în pluripartitism și în democrație. Eu nu cred eu nu cred la mijloc că puterea lucrează anume cu astfel de metode meschine. Eu nu cred că anume până aici vor ajunge ca să scoatem concurențe din cursă prin intentarea unor dosare penale. Eu nu cred. De aceea vom vedea până la urmă cum va fi instrumentat acest dosar și dacă va fi instrumentat acest dosar și care va fi de acum rezultatul final acest capitol. Fiindcă dacă a fost chemat domnul Baga sau Nisterovski sau altcineva în vizită sau la șor sau la plahatniuc sau la care vrei, iau tot dreptul să facă lucrul acesta. Constituția nu îi interzice. Dacă rezultatul unor vizite au fost finanțări și acestea se, se vor demonstra că s-au luat bani negru pe alb, atunci s-ar putea să intervine organele de drept să investigheze la negru aceste dosare, cu respectarea principiului prezumției nevinovăției și a tuturor drepturilor și libertăților de care beneficiază toți acești trei. Clar, domnul profesor. Haideți să continuăm, dar vă rog, peste câteva clipe de publicitate. Ce plăcere. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul profesor, mă arăta cineva să vă întreb... Dar nu mi-a zis dacă să-l citez, să-i citez numele sau nu. Așa. Vă rog să-l întrebați pe domnul profesor ce părere are despre abuzurile procurorilor față de avocați. Vânătoarea de avocați din dosarele politice. Vasile Gafton, avocatul lui Stoianoglu, Victor Muntean, avocatul lui Stoianoglu, Igor Hlopețchi, avocatul lui Popov, adjunct al lui Stoianoglu. Și deja aici se descrie care și de ce este acuzat, dar nu sunt sigur dacă învinuirile sunt foarte oficiale, și de asta nu prea vreau să le dau citire. Dar cert este că asta e adevărat. Probabil ați auzit și dumneavoastră că mulți avocați s-au trezit cu dosare uh, imediat după ce au început să apere interesele clienților lor. Eu cred că acesta este abuz, deoarece, în conformitate cu legea cu la avocatură, nimeni nu are dreptul să facă anumite ingerințe în activitatea profesională a avocaților. Dacă s-au intentat dosare penale în baza activității profesionale a avocaților din partea procurorilor, aceasta este o intimidare, un abuz direct față de avocați, de aceea Uniunea Avocaților trebuie să ia o poziție fermă în raport cu colegii noștri. Eu sunt de părerea că astfel de... Acțiuni au fost făcute și în raport cu alți avocați, care anterior, în perioada când era la guvernare Plăhătniuc, îl, apăreau, îl apărau pe uh, domnul Platon. Uh -huh. Da, au fost intentate dosare penale, dacă nu mă înțeleg domnul Crețu, mai erau alți avocați acolo. Așa. Ulterior, uitați-vă, când uh, au plecat de la guvernare democrații, uh, dosarele în raport cu acești avocați au fost clasate ca nu au fost uh, uh, componență de infracțiune. Însă, uitați-vă că se trage la Indigo mai acțiune și raport cu alți colegi de-a noștri care apere unele persoane care au dreptul la apărare. Chiar și diavolul are dreptul la apărare. De aceea, profesia de avocat te obligă ca tu să dai dovadă de toată diligența și profesionalismul pentru a-ți apăra clientul tău. Și dacă puterii nu-i place cum acționează Munteanu, cum acționează domnul Hlopeț, că este problema puterii, că nu pot acumula un fond probatoriu ca să demonstreze vinovăția lui Stăinoglu, etc., etc. Dar dacă tu să mergi prin acțiuni de intimidare, de vita mai, ți-am intentat dosar penal și ori te liniștești, ori ai închis ochii la unele încălcări de procedură în raport cu clientul tău, vezi că pe viitor s-ar putea să rămâi fără de licență, s-ar putea să fii privat de libertate, s-ar putea ca, în general, să nu mai ai clienți, fiindcă vor spune că tu ai dosar penal. Eu cred că astfel de acțiuni, într-un stat de drept, nu sunt binevenite. Și mă mir din ce cauză până în prezent Uniunea Avocaților nu stă pe picioare, nu este ca și Femida, așa, cu ochii legați, dar să pun în capul mesei legea care protejează avocații, fiindcă astăzi este Hlupenski gafton dar mâine s-ar putea să fie alți colegi de a nu din avocatură. Și dacă Bresla nu și apără proprii de acum membrii, atunci s-ar putea să spunem că ceva e pudă și în cadrul Uniunii Avocaților. Păcat. Uh, serios, 600-700 de persoane din Republica Moldova nu vor avea dreptul să candidezi după decizia Curții Constituționale. Bun, n-a fost o hotărâre în alte curți, din cauza nu s-a prezentat doamna Manole, a fost o chestie și măcherească, spun specialiștii. Și astfel, formațiunea nu are voie să-și can să înainteze candidații sau cei care au candidat din partea lui Șor în 2019, anul ăsta nu mai au voie. Și vorba, domnul Postica, vicelea de la Comisia Relatului Centrală, ne spunea că e vorba între 600 700 de persoane. Primul caz deja e înregistrat, doamna Tauber a mers la Bălz, am vrut să înregistrez drept candidat independent, dar au trimis-o la plimbări. Domnul Gonța, eu consider că vor rămânea pe poziție, că declararea neconstituțională a partidului Șor a fost neconstituțională. Și am spus de, nu o singură dată că aici trebuia să fie declarat în afara legei partidul ușor, în conformitate cu legea cu privire la partide politice și nici de cum declarat neconstituțional. A doilea moment, pentru a interzice sau pentru a limita un drept de a, de a înainta ca întoară la o funcție publică, fie de consilier sau fie de primar, tu trebuie să ai o hotărâre definitivă și revocabilă, individuală, pronunțată într-o instanță de drept comun și une, ca și pedeapsă complementară să-ți interzică pe o anumită perioadă de timp de ca de a candida la anumite funcții publice. Așa cum s-a aplicat în raport cu multe persoane care au fost privați de libertate, inclusiv pentru acte de corupție. De ce, aceste 600 de persoane, dacă fiecare individual se va adresa ca să se înregistreze, fie ca și consilier, independent, fie ca primar, independent, și vor trece toate procedurile de respingere, atunci eu sunt sigur că toate 600 se vor adresa la Curtea Europeană a Dreptului Omului, dar trebuie să fie adresarea individuală și vor avea câștig de cauză pentru încălcarea dreptului de a fi ales. Eu sunt de părerea că puterea, cu, cât și cu curtea constituțională, concertează, adică acțiunea se concertează. Fiindcă însăși puterea înțelege prea bine că prin lege, pentru o lege generală, care spune că a fost adoptată pentru a executa hotărârea curții constituționale prin care a fost declarat Partidul șor neconstituțional, tu interzici la... Uh, 600 de persoane care cândva au fost consilieri sau primari de a candida la funcții publice, eu consider că aceasta este un abuz, un abuz bine regizat și este elaborată și adoptată această lege în plină campanie electorală. fiind că s-ar putea ulterior curtea cu constituțională, după ce se vor finaliza alegerile generale, să spună că această lege este neconstituțională. Nu am avut lucrul acesta. Și vă dau un exemplu. Atunci când în 2019, tot PASO, în frunte cu Maia Sandu, a elaborat o lege prin care a modificat legea cu la procuratură și a spus se poate ca guvernul să selecteze patru candidați la funcție de procuror general în detrimentul legii, în detrimentul Constituției, unii spunea că unicul organ care poate selecta candidatul la funcție de procuror general este Consiliul Superior al Procurorilor și nici de cum guvernul, uitați-vă că pe atunci s-a contestat acea lege la Curtea Constituțională și tot actuala componență, numai că pe atunci era președinte, domnica Manole, nu a devenit străjerul Constituției, nu a devenit uh, garantul supremației Constituției, dar a mers în complot cu puterea. Ce a făcut? A lăsat să se petreacă concursul la funcție de Procuror General Stoenoglu neconstituțional a fost ales procuror general și a declarat acea lege neconstituțională peste 8 luni de zile. Care este de acum eficacitatea unei hotărâri a Curții Constituționale, fiindcă procurorul general de acum a fost ales. Și cel mai interesant în acea hotărâre spune că hotărârea noastră nu-l atinge pe Stoienoglu. Ea va avea, se va aplica numai pe viitor. Domnilor, uitați-vă cât de mischin a activat atunci Curtea Constituțională. Fix așa, și în prezent, în raport cu acei, acele persoane care cândva au candidat din partea Partidului Lichor, au fost consilieri sau primari, care în prezent se află în cadrul campaniei electorale și ei vor să candideze. Dar udita mai prin lege lui interzici acest drept. Eu consider că aceasta este nedemocratic, nu corespunde cu Constituția Republicii Moldova, fiindcă în Constituție dreptul de alege de a fi ales nu este un drept absolut, el poate fi limitat. Ei ce au făcut? L-au limitat prin lege, dar nici de cum nu e necesar într-un stat democratic că în democrație instrumentul de bază ca să fie ales persoana este alegerea, alegerea lui. Nu prin dictatură, nu prin armă, nu prin foc, dar prin intermediul votului. Dar tu, prin lege, interzici și el nu are posibilitatea de acum să fie ales. Deci, și cred că Curtea Europeană a Dreptului Omului anume vor, va pedepsi Republica Moldova, anume pe faptul că nu a fost necesar într-un stat democratic să fie adoptată o astfel de lege. Dar știți, domnul Gonța, puterea cum gândește, vor spune că după noi poate și potopă. Lasă că aceste condamnări vor fi pe viitor. Noi acum le-am arătat ce putem noi. O Acum am scos un concurent electoral. Și cred că aceasta, acest scop l-a urmărit și atunci când Curtea Constituțională a declarat pe partea dușor neconstituțional și acum, prin lege, tot scopul respectiv îl urmărește ca prin lege să interzică unor persoane să candideze la funcție de consilier sau de primar. Eu e perfid. Dar dacă um, Comisia de la Veneția va critica um, această lege? Comisia de la Veneția va adopta un aviz consultativ nu are nicio forță obligatorie pentru Republica Moldova. Comisia de la Veneția câte avize consultative cu, așa, printre rânduri, cu o critică dură în raport cu actuala guvernare adoptat. Zeci de astfel de, de avize consultative. Însă, actuala guvernare, știți așa, în mod triumfalist, luau numai din avizele cu Comisia de la Veneția o propoziție sau două și uitați-vă uitați ce scrie acolo. În realitate, acolo era cu totuși cu totul altfel. De aceea Comisia de la Veneția, pentru moment, va adopta o astfel de, astfel de avize pe viitor, dar acum să ne aflăm în cadrul campaniei electorale, ce vor spune că pe viitor astfel de acțiuni nu trebuie să aibă loc. Fiindcă vă dau un exemplu tot Parlamentul, prin procedura legislativă, în 2010, dacă nu mă înșel, a adoptat o lege prin care a spus că mandatul de deputat este compatibil cu cel de ministru șase luni de zile. <laughs> pe atunci era Vlad Filat e, candidat la funcție de prim-ministru. Și parlamentarii, văzând cu negru pe alb, că ei încalcă vădit Constituția, unde era scris negru pe alb, în Constituție că el este uh, incompatibil și în termen de 30 de zile trebuie să hotărești. Fie că vrei să fii deputat, fie că e ministru, pe atunci Vlad Filat trebuie să aibă garanția că el nu va fi detrunat în termen de 6 luni de zile. Și Curtea Constituțională a complotat atunci cu Parlamentul. La fel a lăsat această lege în vigoare 6 luni de zile. Și după ce au declarat-o neconstituțională. Uitați-vă, metodele sunt arhiștiute. Dar, domnul Gonsa, aceasta nu este stat de drept. Nu este stat democratic. Aceasta nu înseamnă supremația Constituției. Asta se numește fintarea Constituției. Și dacă noi astfel de dimintar de stat al avem, care ei știu că încalcă Constituția, ei știu că cei ce ei votează în Parlament este neconstituțional, nu sunt trași la răspundere penale, atunci recidiva va fi mult mai gravă. Recidiva va fi mult mai gravă că s-ar putea să ajungă la putere pseudo-președinți, să fie ă, declarate alegeri parlamentare neconstituționale, să fie investite în funcții pseudo-guverne în detrimentul votului cetățeanului. Și în cele de urmă să ajungă să ne conducă pseudo-persoane care sunt departe de patriotismul din Republica Moldova sunt departe de nevoile cetățeanului, dar ei vor ști că sunt temporari aici și în caz contrar și vor lua valiza și vor, vor fi așteptați în, organisme, în organizații internaționale, unde mai fost și an anterior, fără ca să-i să, be, să piese de ce se întâmplă în Republica Moldova. Asta e cel mai grav. Că ți de doamna domnica Manole, pe dumneavoastră, nu v uimit faptul că dumneavoastră ei nu a obținut și al doilea mandat de președinte, ori, cu excepția domnului Vladimir Țurcanu, care din cauza unei, unei, unui apel telefonic a lui Dodon zburase din funcție, în rest cam toți au luat câte două mandate consecutiv. De uh, nu vadim Vladimir Țurcanu? Vladimir a zis. Ah, ok, îmi cer scuze, ceva... Soi, da, știu că e Vladimir. <laughs> da. Vladimir Țurcanu. Vladimir Surcan a fost în funcție președinte vreo două luni de zile. Uh, poate perfid a ajuns și judecător la Curtea Constituțională, fiindcă era în comisia care mi-a pus mie întrebări atunci, când eram în concursul organizat de Parlament și, nu știu, dar în Republica Moldova, ce s-a întâmplat odată, cum spunea Einstein, numai decât se va repeta pe viitor. Domnul Gurin a devenit procuror general, anterior fiind membru al comisiei care examina concurenței pentru funcții de procuror general. Domnul Vladimir Țurcan a ajuns judecător la Curtea Constituțională, care anterior m-a examinat pe mine <laughs> când concuram pentru o funcție judecător la Curtea Constituțională. Și acum mă reîntorc la doamna Manole. O cunosc foarte bine, ea este profesionistă, a fost un judecător profesionist, însă, cred că puterea, cred că puterea, e, a ajuns la concluzia că este prea independentă în adoptarea unor decizii, unor decizii din postura de președinte a Curții Constituționale. Și tot puterea a spus că noi am promovat acolo o persoană din partid, juristul partidului, juristul lui Maia Sandu, domnul Nicolae Roșca, și cred că președintele Curții Constituționale joacă un rol important în organizarea, gestionarea Curții Constituționale, când și repartizarea dosarelor. Și pentru a fi mult mai liniștiți, dar puterii place să fie liniștite, să naibă aibă mari dureri de cap, fiindcă dacă cineva îi critică pe putere, ei turbă, ei nu știu ce să facă, ei declară că e dușman al poporului, omul rușilor, omul ușor și gata, gata, pe asta, trebuie să lichidăm. Sau, din contră, discreditează pe intermediul unor instituții, le intentează dosare penale sau pe intermediul unor tori de, prin rețele de socializare. De ce doamna Manole, domnul Manole s-a adus aminte de trecutul ei, când a fost judecător la curtea de apel și eu am recunoscut public că am fost unul din cei membri CSM care am votat ca să fie liberat din funcție de judecător la curtea convențională în baza avizului Serviciului de Informație și Securitate. Votul meu a fost hotărător atunci, fiindcă eu când eram încă la Comitetul Hesi pentru drepturile omului, am spus că nu poate judecătorul care a dat consultație lui Mușuc pe atunci, dacă nu mă înșel Vă aduceți aminte a, da, da, da. Să mă fie în continuare judecător În Republica Moldova Și am avut mai multe elemente Atunci când am fost membru CSM Eu de fiecare dată Am intentat dosare disciplinare, Inclusiv azi, domnica Manole Am ridicat mâna să fie intentate două dosare penale Când am fost membru a Consiliului supra a magistraturii Ce dreptul nu a întornit numărul necesar de voturi Când s-a adoptat o hotărâre a curții de apel prin încălcarea articolului 7, a doilea legat cel care cu referendumul de pasul ceva de mii de semnături, eu am la concluzia că aceasta este o hotărâre vădită legală și nu putea un judecător atât de profesionist, eu consider că domnica Manole e profesionistă, adică cunoaște bine materia și chiar la Curtea Constituțională bine s-a integrat, bine s-a documentat, și cred că puterea i-a adus aminte lui Manole. Manole, trecutul ei de la, din cadrul, când a fost judecător, judecător, de drept comun, poate domnul Manole a mai dansat, a mai fintat cu unele dosare care s-au examinat la Curtea Constituțională. Puterea a fost pusă pe poziție de drept în raport cu președintele Curții Constituționale pe atunci, domnica Manole și ca rezultat a pierdut mandatul de, a doilea mandat de președinte al Curții Constituționale. Cred că aceasta este o lovitură de imagine pentru domnul Camanole, e o lovitură, fiindcă aveți perfect dreptate ca anterior, dacă a fost președinte bun, membrii Curții Constituționale, toți judecătorii au acordat voie de încredere dublu, atunci, vă dau exemplu domnului Pușcașu, vă dau exemplu domnului Alexandru Tenas, Uitați-vă două mandate consecutive. Și eu credeam că domnul Manole a adus un serviciu, chiar a servit, a servit pasul, dar până la urmă a primit această lovitură și este o lovitură de imagine. Dar mi-a dus mai -mi aminte că și socialiștii au mai încercat acea procedură curat neconstituțională, dar de șantaj în raport cu Manolea, ca să-i anuleze mandatul pentru hotărârea Parlamentului, spunând că ea ilegal a fost numit judecător la Curtea Constituțională. Păi să vă aminte, mm -hmm. Partidul Șor cu Socialiștii a adoptat o astfel de hotărâre și în aceeași zi chiar a numit -o un judecător la Curtea Constituțională, un fost procuror și am spus, dacă Manole a fost ilegal numit în judecător la Curtea Constituțională atunci, trebuie să-l retragă și pe Vladimir Surcanu. <laughs> Uitați-vă cum junglează ei cu astfel de termeni. Deci aceea, eu cred că puterea și-a plasat omul lor de încredere în fruntea Curții Constituționale și că rezultat a fost foarte liniștit la capitolul declarării neconstituționale a Partidului Șor, fiindcă acel proces de rușine, care a fost organizat de către Curtea Constituțională cu acest partid, va fi dat ca un antiexemplu de dezvoltare constituțională în Republica Moldova sau constituționalism în Republica Moldova, fiindcă n-am văzut nici niciun știți așa, un etalon din contră am văzut unele întrebări parcă scoase din mânică din partea președintelui în raport cu reprezentanții partidului ușor și la urmă să adopți o hotărâre de mai că se declară partidul ușor neconstitucional. Eu am declarat în continuare că aceasta va fi o rușine și o lovitură împotriva pluripartitismului și pluralismului din Republica Moldova. ca apropo, în legea, în Constituție se menținează în negru pe alb că scopul, scopul partidului este să lupți împotriva pluralismului, împotriva partitismului. Și din ce cauze este lucrul acesta? Fiindcă anterior noi am avut Partidul Comunist, da? Partidul Comunist a lichidat toți concurenței din domeniul politic. Și acest constituant constituant a introdus în Constituție că dacă vin la putere un partid sau dacă un partid registrat în Republica Moldova are scopul să lichideze alt partide, alte partide, el trebuie să fie declarat neconstituțional. Dar dacă tu spui că obțin finanțare ilegală, uitați-vă, ilegală, păi du-te și declară partidul ilegal. În instanța de drept comun, jumate de an, la bun început, le preîntempinat, jumate de an le suspendat și după aceea scoate în afara legii. Liber putea să o facă Litvinenko acum două ani în urmă. Dar n-ajungeam la rușine a declarării unui partid necoențional. Fiindcă am impresia că puterile nu înțelege ce înseamnă necoențional și ce înseamnă ilegal. Da, ilegalitatea la Partidul Șor au fost, dar n-am văzut elementul de neconstituționalitate. Și eu rămân pe poziție în continuare. Și aceste lovituri față de cetățeni a Republicii Moldova cu drept de vot de a interzice să candideze, sunt rezultatul a unei hotărâri rușinoase a Curții Constituționale. S-ar putea ca viitoarea componență a Curții Constituționale să revizuiască pe deplin această hotărâre. Să ajungă la concluzia că judecătorii trei, adică aminte că trei judecători și nu întâmplător s-a tergiversat adoptarea acestei hotărâri, că unul din judecători nu era convins că e constituționalitate. Am spus anterior că e tare bine pregătită profesional în domeniul dat. Și când a fost convins, atunci s-a adoptat această hotărâre. <laughs> oh, da. Haideți să luăm câteva clipe de publicitate, vă după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn profesor, acum și ajungem și la știrea de bază pentru care v-a invitat, dar au mai fost știri săptămâna trecută. Arina Spătar, președinta ALDE, a avut o conferință de presă săptămâna trecută și a vorbit despre detaliile ce țin de implicarea sa în activitățile în dosarul spălării de bani unde sunt vizate mai multe informații conduse de șor. Ea a declarat că a fost agent sub acoperire cu numele Victoria Bogatu. Ea a mai zis că s-a întâlnit cu șor în Israel. Timp de 5 luni șor credea că spătarul a fost cumpărată de șor. Șor credea că Alde este făcut la indicația sa. Asta a fost misiunea doamnei Spătaru. Să arate și să documenteze cum Șor, finanțat de Kremlin, își crește partidele în Moldova. Pentru că s-a lucrat la direct cu șefa anti antiorupției, doamna Veronica Dăgarin, zicea Rina Spătaru. Și doar o mână de oameni știau despre această operațiune. Mai rar din astea la noi, la Chișinău. Și am tare multă lume care s-au dat am suspect, nu prea înțeles ce s-a întâmplat. Dacă este așa, e mare curaj. Dacă este așa, atunci Arina Spătaru merită monument. Fiindcă riscă. A riscat. Dacă tu declari sus și tare că ai deconspirat bârlogul ușor, finanțarea unor partide politice, finanțarea unor persoane, atunci aceasta e chiar e, e Tom Cruise 2. E legat de Mission Impossible. Că Dita mai, o întreg serviciu de informație și securitate se spuneau sus și tare că este finanțare ilegală, că e că vine de acolo, că e că vine de acolo și tocmai o persoană civilă o persoană luată din politic, o persoană care a fost deputatul pasului, or ori blocului, dacă nu mă înșel Bloc. acum, blocul acum, a aracolat-o fără să fie anterior agent asisului, așa am înțeles, că anterior ea n-a fost agent asisului, Când în caz contrar, dacă ea permanent a fost agent asisului, atunci a fost și deputat, atunci a fost și în, în unele comisii, ajunge la concluzia că de multe ori, prin intermediul unor stili de agenți, influențează adoptarea unor hotărâri sau adoptarea unor decizii. Dar dacă acest dosar va avea o altă întorsătură, o altă întorsătură, precum că unele persoane din Republica Moldova l-a căutat pe șor. Unele persoane, cum declară șor, dacă nu mă înșel, chiar singure m-a căutat pe mine, dar nu eu, și atunci când a fost descoperite, a spus că eu am fost sub agentul, sub acoperire, atunci e foarte dur va fi la acest capitol. Adică foarte... Dar pentru moment, așa cum a declarat doamna Arina Spătară, cu atâta vârzene, cu atâta curaj, cu atâta încredere în sine, cu conferințe care fiecare cuvânt eu l-am respectat, fiindcă cântărea Vom vedea până la urmă cu ce se va finaliza acest dosar. Și dacă organele de urmărire penală vor folosi această informație în scopul de a lichida spălarea de bani în Republica Moldova, de a stopa finanțarea ilegală, atunci Arina Spătaru merită o protecție specială din partea statului. Înțelegi, domnul Gonța, ce vreau să spun eu? Fiindcă ea s-a developat, ea a arătat precum că are curaj și s-ar putea cineva să o pedepsească. Pentru a proteja acest martor, pentru a proteja uh, Perină Spătaru, eu cred că statul îi obligat să acorde o protecție numai puțin ca la Maia Sandu. Numai puțin, fiindcă astfel de acțiuni în Republica Moldova, eu, țineți, nu țineți minte dacă ar fi fost organizat anterior. Fiindcă uitați-vă dacă Arina Spătaru că a spus că banii vedeau din Federația Rusă ajungeau, așa au spus că ajungeau la Șor Șor de acum i-a transmis, transmis lui Arina Spătaru că Arina Spătaru ce să facă? Să cucerească puterea în Republica Moldova și după ce cucerește puterea să reorienteze politicul către Federația Rusă Aici parcă niște promisiuni goale cam promisiuni goale dar la mijloc figurează Federația Rusă. Federația Rusă care luptă, care omoară copii, bătrâni în Ucraina. Federația Rusă care și-a băgat agenții FSB-ului mai în toate instituțiile, în instituțiile statale de Republica Moldova. Federația Rusă care are agenții cât și la Pasca, la care vrei. Și tu spui că ia că am descoperit, am, uh, uh, descoperit cum rușii îi dădeau bani ușor, e risc foarte mare. De ce eu cred că prin intermediul misiunii dumneavoastră spun că atât Procuratura AM, cât și Serviciul de Informație și Securitate trebuie să acordați o protecție specială Lorina Spătaru? Da, bun răspuns, nu mă așteptam. Când nu prea multă lume s-a dat cu părerea. Bun, toți s-au dat cu părerea, că nu toți experți în spionaj deja. Dar mai clar nu prea s-a explicat. Haideți mai departe, vă rog frumos, domn profesor. Noi se pare că am ajuns la un nivel de democrație în anumite aspecte. Iată, șeful Poliției de Frontieră, care se subordonează Ministerului Afacerilor Interne, domnul Rusian Vasilui, a dat în judecată Ministerul Afacerilor Interne pentru faptul că i-a aplicat mustrare aspră ca o concluzie a tragediei de la aeroport. Dumnezeu lui nu este de acord cu această mustrare. În același timp, noi avem pe rol uh, investigația procuraturii, așteptăm rezultatele. Mm. Bun, vă întrebăm mai ca avocat. Așa este demn cum a de aia ce a făcut domnul Vasilor, că nu este de acord, că se lupte pentru dreptate în cauza sa personală, sau mai bine plecat capul și... Uh... Eu, domnul Gonța, de fiecare dată am spus că o funcția publică nu e una privată. În funcție publică te afli atâta timp cât ai încrederea din partea cetățeanului. Această tragedie care s-a întâmplat la aeroport, ea putea să nu se, se întâmple dacă în Republica Moldova se reforma poliția de frontieră. Eu am fost primul care am comentat în spațiu public, peste jumătate de oră, la televiziunea, una, o televiziune privată, acest caz tragic. Și am spus, vor zbura capete de la poliția de frontieră, fiindcă nu s-a făcut anumite acțiuni strategice în scopul de a preveni situația în care ne-am pomenit. De aceea, ne aflând noi într-o stare de urgență, noi permiteam astfel de evenimente să se producă în aeroportul internațional. De aceea eu credeam că vor zbura capătul în primul rând al domnului șef la poliția de Frontieră și nici de cum doamna Revenco. Noi vedem că la bun început a, zburat din funcție doamna Revenco, fiindcă Poliția de Frontieră subordonează direct Ministerului Afacelor Interne. Dar cred că șeful Poliției de Frontieră stă, stătea bine pe lângă Maia Sandu. Și ca rezultat s-au străduit, au încercat să dreagă busuiocă, să-l protejeze, fiindcă în afară de dumnealui au zburat din funcție și alte persoane. De aceea, din punct de vedere al demnității de ofițer, din punct de vedere a persoanei care a fost în funcție publică, din punct de vedere care îi spui că ai fost persecutat de către regimul lui Plahătniuc în perioada statului capturat, eu cred că în perioada dată când la putere se află colegii tăi, colegii cu care tu ai ajuns la putere, era binevenit să-ți să dai demisia, fiindcă toți în, spa, în spațiu public spuneau de ce nu pleacă din funcție șeful poliției de frontiere. De frontieră, fiindcă este domeniul care gestionează direct. Noi vedem că nu a plecat, nu a depus nicio cerere de plecare din, din, funcție și în prezent dumneavoastră se va judeca, se va judeca, are tot dreptul să se adreseze în instanțe de judecată, fiindcă pe viitor, CV-ul e pus sub o lovitură. Să că dumneavoastră e S-ar putea pe viitor nici o guvernare să nu lea în serios dacă o astfel de pedeapsă rămâne în vigoare. Neglijență în serviciu, chiar dacă este o mustrare, îi fleac. De obicei, astfel de acțiuni se contestă în instanța de judecată și fiindcă dacă nu o contesti, o să-l o, o să roadă permanent, cu a avut posibilitatea să demonstreze că e nevinovat și nu au făcut-o, atunci cred că pe viitor o să regrete că n-a contestat în instanța de judecată. Dar Dumnezeu nu trebuia să aștepte pedeapsa mustrarea, trebuia să-și dea demisia, așa, împreună cu Ministrul afacerilor Interne, doamna Revenco. Apropo de Ana Revenco, dumneavoastră de două ori precizați că doamna Revenco a zburat din cauza tragediei a zburat. E adevărat, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate, domnul Ilian Carp, a fost primul oficial care a recunoscut că numele de asta doamna Revenco a plecat. Însă, la scurt timp, președintele Parlamentului, tot el președinte al pasului, domnul Igor Grosu, merge la emisiune și spune, în curând, doamna Ana Revenco va reveni în echipă și va activa în cadrul unei funcții publice. El a refuzat în cadrul acelei emisiuni să spună despre ce funcție este vorba, dar cu toții știm că este vorba despre Centrul patriot. Eu un pic nu înțeleg niște lucruri. Eu, de exemplu, dacă l-aș da afară pe regizorul emisiunii mele, pentru că regizează prost emisiunea, eu nu l-aș pune regizorul la emisiunea lui Teodor Cărnați de la alt de televiziune, nu? Da. Eu de acord aici. Și aici mi-e apare întrebare. O dai afară ca să ce? Ca să o pui în altă parte? Eu cred că conform regulilor puterii, Sandu trebuia să jertfească în ofițer. Trebuia să o jertfească pe Revenco. S-a străduit să-l păstreze pe șeful poliției de frontieră, dar până la urmă, te vă lucru, data a ajuns și până la el. Dar, domnul Revenco e omul echipei. Chiar dacă a greșit, chiar dacă pentru un moment se află în dezgrația publică, timpul te măduie tot. Și atunci când a declarat că va fi în altă funcție, eu cred că scopul a fost, era, sau scopul a urmărit, să o liniștească pe doamna Răvenco, că dacă va reveni în altă funcție, imaginea ei va fi reabilitată. Fiindcă atunci când a plecat din funcție, domnul Recean n-a recunoscut că aceasta pleacă din funcție, din cauza gafei, din cauza neglijenței care a dat dovadă în calitate de ministru. Na, din contra a spus că ea foarte bine s-a isprăvit cu criza refugiaților. Ea e bravo încolo în coace. Dacă e bravo, păstrează în funcție, în continuare. Uitați-vă la pasca cam așa și cu doamna Gavriță. Pleacă din funcția de prim-ministru fără nicio explicație dată poporului și când pleacă, noi mulțumim, doamne Gavrilițe, pentru faptul că a fost prim-ministru, etc., al Guvernului Republicii Moldova. Ceva nu se leagă, ceva e putre. Și pentru ca să păstreze cât de cât acest nucleu care se află pe lângă Maia Sandu, nu uh, eu, dacă nu mă șel la din membru la Consiliul Băncii Naționale, un salariu cu mult mai mare ca la prim-ministru al Guvernului. Și doamna Revencă a spus că dacă creăm centru Patriot, un centru care se va lupta cu uh, cenzura, adică vom cenzura tot ce este în spațiu public, cred că dumneavoastră o să vă, vă mulțumim și cu funcția dată. Cam așa e, e acțiunile pe care le fac pasul în raport cu persoanele care au fost uh, la putere. Eu mă mir până în prezent cum domnul Litvinencu a ajuns în funcții publică. Dar ce că e partea echipei și lucrează pentru o reformă, muncește în continuare pentru o reformă a justiției. Eu cred că la mijloc mai mult e un conflict dintre, nu conflict, dar ceva e o luptă dintre Spânu și Litvinencu. Da? Da, pentru că nu întâmplător au apărut în spațiu public atunci scurgerile din... Canalul din Telegram al lui domnul cine Cineva spune că e mâna cuiva aici. Și, ca rezultat, noi vedem că Drăganin, ulterior, fiind în procuror la anticorupție, a intentat dosare penale față de spânul. Păi, și domnul Spânu, în loc să spună că domnul Drăgalin a intentat dosare penale, el spune chiar că, că rămâșiți-le procurorului plahatniucă i-a intentat dosare penale. Hai, să uitați-vă ce. Ce concert sau ce spectacol ieftin se întâmplă în prezidenta Republica Moldova. De ce am vrut la concluzia că, în pas, unele persoane stau bine pe lângă Maia Sandu, iar altele mai departe. Și cei care au intrat în dizgrație la maia Sandu, cred că în timpul cel mai apropiat, nu se vor pomeni în funcții publice repetate. Dar cei care au fost pe lângă, cred că vor primi o funcție, unii își vor primi un salariu din bugetul național al Republicii Moldova, unde noi contribuim cu achitarea taxelor și impozitelor acolo. Așa. Consiliul Superior al Magistraturii. E adevărat, în Moldova un scandal durează trei zile. O, poate mai puțin. Da. De săptămâna trecută s-a mare tam-tam s-a făcut în cazul membrului, noului membru al Consiliului, venit din partea pasului prin Parlament. Au apărut poze cu un domn împărțea ziare de partid, împreună de iubita sa soție, îmbrăcați în galben, foarte drăguțe poze. S-a mai constatat că omul are un dosar penal, pe rol, din 2018. Ciudat dosar, că acolo s-a implicat vreo 80 de, perso implicat de, vreo 80 de persoane. Domnul nu a anunțat despre asta atunci când a trecut comisia preveting. Cei de la preveting n-au solicitat informații despre el, dacă are sau nu are dosare penale, spre deosebire de toate alte persoane care un pic sunt mai cu caracter pe Facebook și au puțin și în spațiu public. Adică. Astăzi au avut loc audieri la Parlament, doamna Oresia Stamate a chemat cna pe au, și tot mai mulți. Mulți parlamentari au dat dovadă de faptul că despre justiția au aflat în mare parte doar din filmele americane, știți cum acolo o vocație țin pledoarii și toți când se uită la așa filme vor să devină juriști, mm -hmm. pentru că li se pare că așa e în viața, de zi cu zi. Um, nimeni n-a înțeles cu ce s-a încheiat aceste audieri de azi, dar s-au încheiat. Nimeni n-a înțeles cine e vinovat, de ce e vinovat. Am încercat fiecare să tragă sub poate să mai și știrile sau poate să văzut -a. ceva. Uh, cam asta s-a întâmplat. Dați-ne dumneavoastră, vă rog, un verdict a tot ceea ce s-a întâmplat. Prima concluzie. Comisia la Preveting trebuie să-și dea demisia. Integră. Fiindcă ea a favorizat o persoană pentru a ajunge membru a Consiliului Superior al Magistraturii. Astfel de informație nu putea să fie dosită de Comisia de, sau așa numită Comisia de Evaluare. Fiindcă unii colegi de-ai mei care a concurat pentru această funcție au spus că au și până în prezent probleme în cadrul familiei, fiindcă au răscolit dosarul de la grădiniță până în prezent. Nu numai a lui, dar a rudelor apropiate, a fraților. Și acum că le-am propus, zic, poate mergeți cu mine într-o echipă, au spus, Teo mi i de, de ajuns până aici că am concurat pentru funcția de membru a Consiliului Superior al Magistraturii. Nu numai că au abuzat, dar au mai discreditat. Și de acum mai ne-a pierdut orice poftă de a mai candida pentru astfel de funcție. De aceea am spus, comisia dată trebuia să-și dea demisia integru cu scuzele de regoare, fiindcă a pus sub lovitore așa numite reforme a justiției din Republica Moldova. Deoarece, dacă tu ai admis membru a CSM, o persoană care a fost apasolă, îngălbinită, de culoarea partidului, repartizând ziare ale partidului, și aceasta a fost ca un fel de mulțumită pentru, f pentru faptul că ești membru a partidului și cei din Comisia Preveting au închis ochii, această parcă e tras la Indigo cu selectarea candidatului și ulterior e, numirea în funcție de șef la Procuratura Anticorupție a doamnei Drăgălin. Uitați-vă! Unul la unul. Acolo mama doamnei Drăgălin a fost sponsorul partidului în cadrul campaniei electorale. Aici, dita mai uitați-vă, el, soția, au făcut acțiuni co concrete pentru partid. Dar, la mijloc, există și Comisia Juridică Numiri și Imunități. Nu-i de ajuns Comisia Preveting, au făcut gafa, demisia. Fiindcă Comisia Preveting este Comisia Guvernării. Ei au selectat candidații și au plasat în funcție. Mai mult ca atât, de o lovitură, și așa numit selectarea experților străini. În, uh, 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 sau în, evaluarea uh, candidatului la funcția de membru a CSM. De aceea, pe viitor vor spune, domnilor, uite ce experți străini am avut că n-au solicitat, n-au găsit intentarea unui dosar penal pentru corupție. Comisia juridică numiri și imunități. Uitați-vă că aici asta a fost o formalitate. O formalitate, dar tu ești membru a Parlamentului, tu ești deputat. Nu numai faptul că tu participi la numirea în funcție, tu ai și modalitatea de control, control parlamentar, a comisiei previeting, că chiar să admitem că ei au încălcat, că ei au fintat, că ei au închis ochii, că ei au favorizat. Tu ca și deputat, care obținând votul din partea cetățeanului, având dreptul, având obligația de a controla Procesul de selectare acestui candidat, tu aveai posibilitatea să solicite informația pentru fiecare candidat în parte. Și nu erau mulți. Erau doi. <gângh> Nimeni nu-i oh, nu interzicea să spună, amânem, pe două-trei zile, eu ca și deputat, din partea pasului, eu am dubii în raport cu tare, cu Munteanu. Eu am dubii. Eu solicit următoare informație. Să admitem și comisia, aș că numiri și imunități, a dat greș.” Dită mai un parlament în frunte cu cei 63 deputați a pasului au încălcat Constituția, au încălcat legea, fiindcă au dat dovadă că sunt un mecanism numai de vot, o, o formalitate. Ei n-au intrat în esența dosarul cel care au ajuns membru a Consiliului Supra pe un mandat de șase ani. Eu am fost membru CSM, mi-aduc aminte că în Parlament în 2013, deputații din partea democraților, din partea comuniștilor, cu întrebări de diferite feluri în raport cu candidații. Atunci adică eram în Parlament cu domnul Avornic, cu doamna Violeta Cojocaru și eu. Eram trei care am trecut concursul din vreo 15 profesori. Dar aproape două zile am stat în poziție de drept în cadrul Parlamentului Republicii Moldova. Fiindcă avea o întrebări. La întrebări trebuia să dea răspunsuri. Și după aceea purceți la vot. Fiindcă după ce ai votat persoana, după ce s-a adoptat o hotărâre, foarte greu se elibereze în funcție de membru a CSM. Foarte greu. Fiindcă se subînțelege că Comisia Preveting a știut despre dosar și au închis ochii. Se subînțelege că Comisia Judică a știut de, 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 dosar și a închis ochii. Și Parlamentul, cei 63 de deputați a pasului, au știut de dosar și l-au spălat pe acest membru a CSM. Ceea ce înseamnă că el și membru CSM datorită legitimității pe care l-a obținut-o din partea pasului. Și de aceea s-ar putea să demisioneze sau s-ar putea să nu demisioneze. Și lasă în încerci în prezent un parlament să revoce din funcție de membru CSM. Este în imposibilitate. Trebuie să margă procedura disciplinare, etc. Dar aceasta durează. De deci spune, eu am hotărârea parlamentului, atâta timp cât ea nu a fost declarată ilegală sau neconstituțională, eu sunt membru CSM-ului. Însă, domnul Gonța, eu duc aminte acum 2017, perioada statului capturat, candidat pentru funcția de e, șef la ANI. Am trecut examenul scris, verbal, locul 1-1, locul 2-3 și n-am trecut poligraful lui Dar atunci eram membru a Consiliului Superior al Magistraturii. Și atunci, seara, am aflat din presă, că n-am trecut <gângângâng>, poligraful lui Plohatniuc, dar l-am trecut să-mi joi, și a doua zi dimineața mi-am dat demisia. Fiind că am spus, în funcția publică te afli atâta timp cât ai încredere din partea populației. Dar există exist numai un procent, un mini procent, să, are, să aibă dubii raport cu tine, înseamnă actul tău prin care tu participi ca și membru a CSM, este pus la îndoială de cetățean. Și oricine poate să spună că tu nu ești independent. Oricine va, 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 spune că tu ești șantajabil. Și eu, ca să nu pun sub lovitură însăși actele CSM, am demisionat în instanța de judecată și am câștigat la Curtea Constituțională. Asta a fost procedura. Și în prezent, mai spune cineva de poligraful? Republic, ați mai auzit cineva de poligraf? Dar îl trec. Dar îl trec toți. Dar poartă caracter de recomandare. Și punctul. Ce ce trebuie să facă și Domnul Muntea? El trebuie în aceeași zi de punocere, că eu plec din meu. dar nu așa. Eu iau un calcul, să demisionez. Domnul, dacă tu te afli cu pufușor pe butișor, fii bun și demisionează ultimul instanță de judecată, tu îți vei face dreptate. Mă ales că e în prezent puterea judecătorească foarte bine ascultă de indicațiile pasului. Și la final, ați, dumneavoastră intenționați candidați independent la funcția de primar. Pentru asta aveți nevoie de semnături? Domnul Gonța, Partidul Ușor a stricat electoratul de Republica Moldova. Am anunțat că voi candida independent, am consultat legea, buche cu buche, litere cu litere, și am ajuns la concluzia că sunt foarte multe impedimente pentru ca să acumuleze cele șapte mii de semnături pentru a-ți înainta candidatura independent la funcția de primar general al municipiului Chișinău. Mm. Mai mult ca atât am spus că a stricat electoratul, fiindcă cei care trebuia să acumuleze aceste semnături aveau nevoie de salarizare. Trăim în economie de piață. Teu, șapte mii de semnături pe soare, pe vânt, fii bun și plătește. Dar eu am o familie mare. Și n-aș fi să iau bani din buzunar și se plătesc pentru o acțiune care în cele de urmă s-ar putea să e, e, fie decalificate de cei de la Consiliul Electoral de, de Circumscripție. Iată nu ai minte, domnul Codreanu, că sunt vreo 10.000 de semnături a adunat și până la urmă l decalificat. Și de ce am, e, am găsit, sau mai degrabă, mi-a făcut oferta, m-au căutat mai multe partide ca să candidez, ca și dependent de partea acestor partide politice, până la urmă am acceptat să candidez din partea Partidului Voința Poporului, uh -huh. din partea acestui partid, am și candidat în 2019. deci aceea nu o să-mi fie rușine ca pe viitor să e, fiu înaintat de acest partid, inclusiv și să conduc echipa de consiliu municipal din partea Partidului Voința Poporului. Sunteți primul care declară lucrul acesta aici, în direct, că lucrul acesta intenționam să o fac mâine, dar odată ce am făcut la dumneavoastră în emisiune, atunci m-a scutit de a chita vreo mii de lei pentru a organiza și a petrece o conferință de presă. Chiar mulțumesc! <laughs> <laughs> Domn profesor, eu vă mulțumesc tare mult că ați fost la dumneavoastră emisiune, vă doresc mult cu ce sunt tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Mulțumesc pentru invitație! Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândrim.